Să știți că pisica mea este posedată, așa că nu răspunde sunetele care o să se audă în timpul acestui vlog. Bună seara sau bună dimineața sau bună ziua sau ce-o fi când te uiți la acest vlog. Bine ai venit pe canalul meu de YouTube, unde astăzi facem ceva nou pentru toți. Nu terminăm facultatea. Nu, azi nu mâncăm nimic, nu gătim nimic, nu ne atingem de mâncare. Azi suntem practic Maria Zvinca sau orice alte influenceriță, pentru că cred că numai influencerițele fac hauluri, dar uite-mă cum m-a adus viața în acest punct în care vă aduc un haul la mine în sufragerie. Suntem într-un haul cu... cu lanțuri și accesorii de la Trend Him, pe care o să vi le arăt pe rând. O să începem cu lanțul ăsta subțire și clasic, așa ca să zic. Îl găsești și primul la diferite magazine, dar după ce îl porți o seară la club și transpiri, a doua zi îți lasă tatuaj pe gât și pare că ești un nespălat, chiar dacă tu poate nu ești. Am zis poate, că facem aici și includem pe toată lumea. Poți să-l porți cu orice, eu nu am de gând astăzi să îmi schimb ținutele ca să vă arăt cu ce merg și cu ce nu merg toate accesoriile pe care le-am luat, pentru că sincer nici nu cred că știu cu ce merg și cu ce nu merg toate accesoriile pe care le-am luat. Da, deci prețul vedeți pe ecran. Am uitat să vă spun că aveți un cod de reducere dacă vreți să vă cumpărați ceva de pe Trend Him. Găsiți în descriere codul de reducere, poate îl pun și pe ecran dacă îmi amintesc, desigur. Dacă vreți să vă cumpărați lănțic ca al meu, mergeți cu codul meu de reducere și câștigăm amândoi. Al doilea lanț pe care vi-l arăt este același lanț, doar că mai gros. Cred că se și numește la fel, doar că are o altă grosime de, nu știu, mai mulți milimetri. Prețul îl aveți pe ecran pentru că nu știu pe din afară. La fel poate fi purtat cu orice, cred. Nu mă pricep. Eu doar vă arăt ce mi-am luat pentru mine și sper că nu o să mă judecați, ok? Al treilea lanț pe care vi-l arăt este acesta, tot așa simplu, doar că are niște zale din astea ca la bicicletă. Mi se pare foarte cool. La fel, poți să-l porți cu orice. I don't know, eu pot să-l port și cu pijamale dacă vreau să dorm cu el la gât, pentru că ghișe. Este dintr-un material foarte bun care nu oxidează și pot să îl port și în duș dacă vreau. Mă simt trendy, fendi, hipster, mister, trapper. E așa, mai de trapper, ador. Adela sigur mă place. Și dacă nu vă place lanțul ăsta, nu e nicio problemă. Pentru că mai am încă o bucată, doar că cu un lacăt aici în mijloc. Pe ăsta poate l-ați mai văzut, că l-am mai purtat într-un vlog, n-am putut să mă abțin, îmi pare rău. Dar da, ăsta este, cred că preferatul meu sau printre preferatele mele. Îl port destul de des, îmi place mult, port un lacăt cu mine. Să știți că nu are nimeni cheia, sunt disponibil, lăsați comentarii, dați-mi mesaj, știți voi ce trebuie să faci. Prețul este pe ecran, codul de reducere este în descriere, știți ce aveți de făcut dacă vă place. Am uitat să vă spun că ei au venit într-o cutie așa frumoasă pe care scrie Your day just got better. Și fiecare dintre accesorii venea așa cu o cutiuță foarte premium și cu un săculeț înăuntru. De eu le-am scos pe toate, că na. Continuăm seria lanțurilor cu lanțul ăsta, care părea mai scurt în poză, puțin. E așa, mai pune la buric, dar e tare că poți să-l închizi și mai scurt dacă vrei, cam așa. Și ai și un lanț și o coadă. Poți să-l reglezi tu cât vrei, partea cealaltă vine pe spate și nu se vede. Nu știu cât a fost, nu știu de ce zic în continuu, nu știu cât a fost, nu o să știu la niciuna cât a fost, dar aveți prețul pe ecran. Aici este pisică ratată care ești. Și mai avem un singur lanț. Ăsta este mai greu de purtat și sincer încă nu am descoperit cum ce să-l port. Are jumate perle așa. Cred că ar merge cu o cămașă, sincer, sau nu știu, lăsați voi în comentarii cu ce ați purta ăsta. Este foarte cool și ăsta. Uitați ce drăguțe sunt perlele. Vedeți? Pe ecran îl observați în toată splendoarea lui. Trecem la inele. Credeți voi că trecem la inele? Mai am aici. Mai am lanțul ăsta. Este foarte drăguț și ăsta. L-am luat ca să-l pun la asta. Mi-a plăcut foarte mult asta și am luat-o, dar nu-mi place șnurul ăsta, știți voi. Vama veche, costinești, tarabe, 7 lei, nu ne place. Dar asta este super simpatică și mi-a plăcut și am luat-o. Ok, am terminat cu lanțurile, acum în sfârșit. Inele. Avem inelul ăsta, care este absolut superb, nu știu cum să vă spun. Îl ador la alt nivel, este superb, doar că mi-este mare. Gen atât de mare. Am vorbit și o să fac retur și o să-mi iau o mărime sau cred că două mărimi mai mici. Ideea e că înainte să vă comandați inele să vă măsurați foarte bine circumferința degetului. Eu am făcut asta cu telefonul. Nu. Nici măcar nu vreau să vă spun. Al doilea inel are aceeași formă, doar că este simplu în vârf aici. Ăsta l-am luat mărimea bună. Dacă îl pun pe degetul ăsta e bun. Este foarte drăguț. Mai avem inelul ăsta, care e așa cu două fețe, ca prietenii mei. Ăsta l-am luat mărimea bună, ceea ce este o minune. Vedeți pe ecran cât costă. Și dacă vă place, mergeți să-l cumpărați, dar cu codul meu de reducere din descriere. Iar următorul este mama inelelor, prieteni. Este cel mai tare inel. Deci este superb inelul ăsta. Și ăsta mi-e un pic cam mare, dar o rezolv cu un retur imediat. Ăsta este preferatul meu, cred că din tot ce mi-am comandat. Îmi pare atât de rău că nu pot să-l port chiar acum, pentru că mi-este mare. Dar probabil după ce o să-l schimb, o să mă vedeți doar cu el la mână, așa că să nu vă întrebați de ce, pentru că îmi place mult. Și mai am brățara asta cu emoticonul pe care îl urăște mai mult din lumea asta.
că nu știi ce exprimă. Mi-a plăcut că e așa, jumătate, e gemeni ca mine. Nu știu cât costă, vă dați seama, nu știu nimic. Da, și pentru că mi-am luat atâtea accesorii, mi-am luat și un suport pentru accesorii și acum o să-l asamblăm probabil împreună. Uite, Trend Him aici frumos. Deci presupun că ăsta intră aici. Și ăsta intră aici. Facem de toate pe canalul ăsta, prieteni. În același vlog facem și haul și construcții. Să știți că, de fapt, cred că eu mai am un haul pe canalul ăsta. Și este un haul cu trafaleți și vopsea de pereți. Când am făcut vlogul ăla cu schimbarea camerei cu Zvinca, probabil am mințit că este primul haul, nu este. Știu că pare ușor, dar nu e. Hai că am reușit până la urmă și arată destul de ok, nu? Și eu zic... ador! Cam asta a fost vlogul de azi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să dați un like, sper că mă ajută, subscribe dacă nu ați făcut-o încă și nu uitați de codul de reducere din descriere.